Capitolul 27. Nu te făli cu ziua de mâine, căci nu știi ce poate aduce o zi. Să te laude altul, nu gura ta, un străin, nu buzele tale. Piatra este grea și nisipul este greu, dar supărarea pe care o pricinuiește nebunul este mai grea decât amândouă. Furia este fără milă și mânia năvalnică, dar cine poate sta împotriva geloziei? mai bine o mustrare pe față decât o prietenie ascunsă rănile făcute de un prieten dovedesc credincioșia lui dar sărutările unui vrăjmaș sunt mincinoase sătulul calcă în picioare fagurul de miere dar pentru cel flămând toate amărăciunile sunt dulci ca pasărea plecată din cuibul ei așa este omul plecat din locul său cum înveselește un de lemnul și tămâia inima, așa de dulci sunt sfaturile pline de dragoste ale unui prieten. Nu părăsi pe prietenul tău și pe prietenul tatălui tău, dar nu intra în casa fratelui tău în ziua necazului tău. Mai bine un vecin aproape decât un frate departe. Fiule, fi înțelept și înveselește-mi inima și atunci voi putea răspunde celui ce mă bat jocorește. Omul chipzuit vede răul și se ascunde, dar proștii merg spre el și sunt pedepsiți. Iai haina, căci s-a pus chezaș pentru altul, ia-l zălog în locul unei străine. Binecuvântarea aproapelui cu glas tare, dis de dimineață, este privită ca un blestem. O care picură necurmat într-o zi de ploaie și o nevastă gâlcevitoare sunt tot una. Cine o oprește, parcă oprește vântul, și parcă ține un delemnul în mâna dreaptă. După cum fierul ascute fierul, tot așa și omul atâță mânia altui om. Cine îngrijește de un smochin, va mânca din rodul lui, și cine își păzește stăpânul, va fi prețuit. Cum răspunde în apă fața la față, așa răspunde inima omului inimii omului. După cum locuința morților și adâncul nu se pot sătura, tot așa nici ochii omului nu se pot sătura. Ce este tigaia pentru lămurirea argintului și cuptorul pentru lămurirea aurului, aceea este bunul nume pentru un om. Pe nebun, chiar dacă l-ai pisa cu pisălogul în piuă, în mijlocul grăunțelor, nebunia tot n-ar ieși din el îngrijește bine de oile tale și ia seama la turmele tale, căci nicio bogăție nu ține veșnic și nici cununa nu rămâne pe vecie. După ce se ridică fânul, se arată verdeața nouă și ierburile de pe munți sunt strânse. Mieii sunt pentru îmbrăcăminte și țapii pentru plata ogorului. Laptele caprelor ți ajunge pentru hrana ta a casei tale și pentru întreținerea slujnicelor tale.